cum e viața ta, 23 de ani, acum câțiva ani erai campion la tineret, la Under 17, corect, nu? Corect, Under 17, da. Under 19, ce faci acum? Cum ești acum? Ce să fac? De la câteva ore petrecute pe teren, în sala de forță și ce mai facem noi, jucătorii, am ajuns să stau în picioare multe ore pentru a reuși să conviețuiesc, să zic așa. Nu e chiar ușor să te duci să faci ce nu-ți place. Nu-ți place. Ce faci? Ce să faci într-un restaurant? Ești într-un restaurant, curățenie? Curățenie și toate cele. Deci ești cumva novice, ești un ucenic în momentul ăsta într-un restaurant de undeva din nordul capitalei, Și... Dar de ce ai, adică cum ai, de ce aici și nu altceva, altă chestie, să te duci într-o altă zonă? Nu știu, am mai stat de vorbă cu foști fotbaliști care s-au retras repede, care încearcă IT, Doru Dumitrescu, prietenul tău, tot în zonă, parcă în zona de IT zicea că se duce sau ceva de genul. Nu-mi place, nu-i să zic. Știu că nu le place, da? Nu e genul meu, adică vreau ceva să socializez cu oamenii, să fiu undeva, să am ocupație, că dacă am timp să gândesc, mă gândesc la ce a fost în trecut. Așa. Și nu prea am stare, nu prea am liniște. Ok. Că viața m-a făcut într-un fel sau altul să renunț atât de repede la un vis pe care eu credeam că o să-l îndeplinesc.